acest concept de care povestea, mm. care -ne în mai în cimitir. Mai lasă-ne cu conceptul, da? Mm. Păi cred că în primul rând mă interesează tipul ăsta de structură și tipul ăsta de film. Mă interesează mai puțin o dramaturgie clasică, o structură în trei acte. Mi se pare că e destul de previzibilă și mi se pare că la ora actuală chiar și pentru publicul mai puțin avizat a devenit foarte previzibil și toată lumea știe care sunt momentele la cheie când urmează să se răstoarne și situația și așa. Am avut o surpriză foarte bună din punctul ăsta de vedere la avant-premiera de la Sfântul Gheorghe, un unde publicul, nu cred că era un public neapărat foarte cine cinefi, dar a, a înțeles această, a, acest concept și a părut să-l și guste și a fost foarte plăcut pentru mine să văd că funcționează și pentru public, pentru că la Sarajevo, sigur, e un public de festival care e de cu totul, da, mult mai avizat și mult mai specializat. Deci a fost o veste bună, ca să zic așa, că s-ar putea să, să fie și pe gustul publicului. De ce titlu? prinț și jumătate? Uh, asta cred că e o întrebare foarte bună pentru Iris, ea <laughs> a ales uh, titlu. Mie personal uh, nu-mi place foarte tare să explic, pentru că mi se pare că uh, ideea e să lăsăm spectatorului posibilitatea să interpreteze. Sigur că și eu am o explicație pentru acest titlu. Și uh, Iris cu siguranță că uh, a fost ideea ei. Uh, ideea de uh, căutarea prințului se leagă de, evident, de personajul principal pe care la un moment dat eu îl vedeam în fel de Mademoiselle Bovary. Apropo de titlu, a fost un titlu intermediar ăsta. Mi se pare că asta e cumva tema și e una uh, universal feminină, dacă se poate spune așa. Uh, și uh, l-am. Uh, Căutat și l-am găsit pe actorul Laszlo Matrei, pe care eu știu și-l admir de foarte multă vreme din teatru, mi se pare un actor extraordinar de bun și de talentat și am găsit o formulă de scenariu, de poveste în care să, să poată juca el fiind un actor de limbă maghiară și a fost o mare bucurie, practic de ani de zile cunosc trupa din trupa maghiară din Sfântul Gheorghe, a fost o mare bucurie să realizez acest vis, să pot să filmez cu o distribuție mixtă română maghiară. Am uh, ajutat și prezența lui Istvan care a creat un uh, liant între cele două lumi și uh, cred mai degrabă sper că acest mix de cultură română și maghiară cumva aduce un plus de nu știu exact de ce, dar în orice caz e un plus pentru film. Cum ați reușit <gătă -i> Um, e dificil, adică pe de o parte e plăcut să lucrezi cu prietenii pe de altă parte e greu să te cu să lucrezi cu prietenii pentru că cer, ceri cu prietenii <laughs> exact asta se întâmplă și atunci când te ceri sau ai un conflict cu un actor, e o chestie profesională care trece mai ușor când conflictul ăla e cu oameni apropiați evident încărcătura e mai puternică și e mult mai neplăcut și evident că aceste momente au existat pentru mine în primul rând cu ei pentru că mi era cea mai apropiată din echipă dar și cu ceilalți, cu cât era mai îndepărtat, cu atât lucrurile mergeau mai ușor într-un fel Dar e pe de altă parte și foarte plăcut Eu cunosc pe Iris de multă vreme și mi este prietenă Și împărtășim multe gusturi și valori comune Și e foarte plăcut când scrii și când simți că ți-a ieșit o scenă Să ai cu cine să împarți bucuria, ca să zic așa uh, Și ea spune că într-un fel, e vorba de fapt de mai multe două minți care au lucrat la scenariu, pentru că fiind vorba de mai multe scene în care dialogurile au fost improvizate, cred că se poate spune într-un fel că e și contribuția actorilor, adică unul din motivele pentru care am ales să improvizăm dialogurile a fost pe lângă că asta putea să-i ajute tehnic pe actorii de teatru să fie mai natural în film. Mi s-a părut că în momentul în care personajele lor își vor exprima propriile idei, va fi mai multe minți acolo și și e mai interesant și mai bogat decât o singură minte care are niște idei. Și mie mi se pare că asta e partea, din punctul meu de vedere, cea mai valoroasă pentru improvizație. Da, și am, adică de la început ne-am propus această distribuție care era distribuția ideală se putea întâmpla să nu poată unul din ei și atunci probabil că am fi modificat dacă Laszlo Matrai nu ar fi a, a putut să accepte această propunere și am fi schimbat personajul și am fi adaptat în funcție de actorul care ar fi jucat, dar suntem cu toții cred foarte bucuroși că a acceptat și a fost foarte generos să ne primească la el în casă, cu la caii lui câinele lui, adică Mă rog, e, e foarte mult. Eu consider că a, a dat foarte mult la Zlom, în acest film. Am lucrat bine, am lucrat bine cu toată echipa, sincer, am fost privilegiată, adică cred că uh, unul din avantajele uh, unui film de tipul ăsta, pe de o parte e și foarte greu, e îngrozitor de greu ca producție, ca nerv, ca în fine am avut probleme de sănătate, chiar a fost foarte greu. Pe de altă parte uh, am lucrat exact cu cine mi-am dorit și am avut foarte multă libertate, ceea ce poate nu se întâmplă în condițiile unei producții obișnuite. Uh, și am avut o relație bună cu toată lumea, numai cu echipa de actori și și cu Lucian și cu Dana Bunescu și au fost tot timpul de partea mea, pentru că dacă n-ar fi fost, n-ar fi fost acolo, nu știu cum să zic, uh, legat de secvențele de care vorbeați înainte în pădure, acolo a fost, într-adevăr, după cum ați intuit, o provocare foarte complicat, că știam ce ne-ar fi trebuit să avem din punct de vedere al luminii, dar nu aveam bani pentru așa ceva, studenții de la Caltruie și Răzvan au adus ce-au putut, dar nu aveau exact ce aveam noi nevoie și de exemplu secvența în care Laslo și Iris alergă prin pădure, acolo a fost foarte complicat. Practic era o întreagă echipă tehnică care alerga odată cu Lucian și camera și alergau cu spatele tot filmam pe, pe telefon și era foarte, mă rog, spectaculos așa în pădure cu, cu, pro, cu proiectoare cu un lampion și cu și felul, toată trupa asta de 3-4 oameni care alergau cu spatele urmărindu-i pe Laslo și pe, pe Iris și uh, sigur că ne-am înțeles că altfel n-am fi putut să găsim soluțiile astea creative practic, a mai fost o altă scenă care mie îmi place foarte mult și unde mi se pare că e foarte frumos și ce în spatele e așa, adică a fost o colaborare pe toate planurile, uh, cadrul în care Laslo alargă în galop pe cal Sta a apărut, a fost după prima zi de filmare în Covasa, ne-am dat seama că ar fi păcat să nu existe un cadru cu Laslo care galopează pentru că călărește atât de frumos și este o pierdere. Și Luciana a venit cu o soluție, nu aveam evident dorin nimic din ce ne-ar fi trebuit non-normal să filmăm așa ceva, și atunci am devenit creativ. Uh, Luciana a propus ca camera să stea în duba de, cu care veni să renemții din Germania, uh, securizată atât cât se putea, evident, cu ușa semi-deschisă prin care să ai uh, vizibilitate, uh, iar cea care conducea această dubă cu toată echipa și camera era o studentă de la uh, Karlsruhe Sofia, care a fost nemaipomenită, a reușit practic să se sincronizeze cu calul, să țină practic constantă în uh, oglinda retrovizoare. În condițiile în care, bineînțeles, mai mult de trei duble n-a fost posibil, că după a obosit calul și să-l ține permanent în cadru. Și mi s-a părut o performanță, și a fost așa o chestie în care toți ne-am concentrat, loții cu galopul, noi cu camera în spate, Sofia la așa și, în fine, mi s-a părut un moment de colaborare foarte frumos între toate departamentele și țările. Iar la din pădure cu și. Ați ales un foarte aproape de nivelul lor, dar mm -hmm. se vede totuși ce se întâmplă da. acolo. De ce un ăla și nu a ca să filmați de sus sau mă rog, ceva. Am vrut să fiu mai aproape de ei decât până atunci. Deci de asta am mers un pic mai aproape dar nu atât de aproape încât să-i surprindem în prim plan. Adică mi se părea că e important cadrul, mi se părea că e importantă atmosfera de pădure pe care am încercat după aia pe sunet să o facem așa, să aibă o tentă mai magică, foarte puțin, dar să sugerăm ceva un pic care să facă pasul spre cadrul următor, spre, ușor spre fantastic. Crezi că poți să mai faci un astfel de proiect independent? Nu. Asta a fost concluzia tuturor când am plecat din Covasna anul trecut, adică ne-am dat peste cap, noi și toți prietenii noștri, dar cred că nu se mai poate, adică au fost două încercări, pot să zic două și jumătate, ca primul meu film, Burta Balenei, tot așa a fost, tot așa a fost realizat, dar mai departe am folosit toate resursele, <laughs> ca să zic așa, de prietenie și ale mele și ale Ancăi, Asta a fost, adică mai departe, cred că trebuie să găsim uh, finanțări și alte formule. Din punctul meu de vedere, a meritat. Nu regret că am făcut acest film, dar nu cred că aș putea să mai repet. <laughs> Pentru partea de decoruri, n-am avut buget de scenograf, așa că l-am făcut noi. Eu cu Iris la unele secvențe m-a mai ajutat și tatăl meu care a vorbit cu cei de la Anticariatul 1 care au colaborat cu noi și la filmul anterior și ne-au împrumutat câteva obiecte de acolo pentru casa din Cotroceni. La altele decorul era era chiar acolo, să zic așa, cum ar fi în Covasna, la, în casa lui Laslo sau la uh, castelul de la Zabala, acolo n-am intervenit deloc și doar ne-am bucurat că cineva ne-a permis să filmăm în niște, locuri care, în niște locații care ni s-au părut foarte frumoase și peisajul din Covasna mi s-a părut foarte frumos și... Evident, n-am intervenit, dar ce pot să spun, că și acolo ne-a ajutat faptul că am avut o relație apropiată cu Laslo și cu alți prieteni colaboratori din zonă, pentru că, de exemplu, cadrul acela de pedal deal, erau niște locații care nu erau chiar la drumul principal, noi nu le-am fi găsit probabil, așa ne a plimbat, Laslo ne-a arătat pe unde călărește, ne-a arătat locurile lui preferate și a fost foarte frumos, adică am descoperit cu ei și cu tot felul de povești locurile respective. La costume ne-a ajutat și o, o prietena noastră Cristina Șerbu pentru o parte din costumele din București și în rest din garderoba personală și cam așa. Ce Asta cred că ar trebui să-l întrebați pe Răzvan, eu pot să vă spun doar că, din câte am înțeles de la el, a fost la, la premieră la autoportretul și a fost interesat oarecum de, de mersul ăsta, de metoda asta de, de lucru și după aia am ținut legătura, am vorbit despre acest scenariu și... I-a plăcut scenariul, ceea ce pentru mine a fost extrem de important după ce am căzut, cum ar veni de două ori la, la CNC. Sprijinul lui uh, era foarte important moral în momentul ăla. Și auzindu-ne, mă rog, cu probleme, probleme pe care le avem, la un moment dat, pur și simplu, a găsit această soluție și s-a oferit să ne ajute pentru că putea să o facă. Și mi s-a părut nemaipomenit și mi s-a părut nemaipomenit că uh, s-a găsit soluția asta în condiție în care. Poate că și în România s-ar putea găsi soluții, poate că și un atc ar putea să facă asemenea colaborări, dar cum se întâmplă în România, aici nimeni nu colaborează cu nimeni, nimeni nu ajută pe nimeni. În schimb, Răzvan vine din Germania și propune o formulă de lucru care sper că a fost benefică de ambele părți, adică și pentru studenții germani a fost interesant că au participat la un film profesionist le-a plăcut, au, au, fost și ei, acum Răzvan a reușit să-i aducă la Sarajevo și au fost și ei la primire de la Sarajevo, ceea ce a fost nemaipomenit <laughs> și m-am bucurat foarte tare să fie acolo cu mine pe scenă la, la premieră și pentru ei să vadă filmul subtitrat, să înțeleagă și tot așa. Adică chiar a fost o colaborare foarte frumoasă și a fost foarte generos Răzvan Rădulescu cu, cu tot ajutorul pe care ni l-a dat. Bineînțeles și prezența lui și a Danei în covasna asta, cred că am mai spus-o, a fost uh, și eu și Iris și cred că și actorii ne simțeam cumva cu privilegiație. Sincer, nu ne mai pomeni să stai lângă niște oameni ca Dana sau ca Răzvan și să poți să uh, discuți toate problemele zilnice de pe set cu ei și să vorbești cineva, nu știu, două săptămâni cu Răzvan și cu Dana în covasna, asta mi se pare, mie sincer, un premiu. Așa l-am simțit, adică foarte, foarte plăcut. Da. Da? Păi da. Da, și aș mai face o precizare acolo, uh, pentru că i-am convins să apare și ei în planul 2, l-am rugat pe Răzvan să cânte muzica care se aude acolo în, în planul 2 sonor. Și m-am bucurat foarte mult că a acceptat. Uh, el se pricepe la multe lucruri, se pricepe și la muzică și uh, muzica pe care o cântă acolo este interpretată pe un instrument, pe un virginal, un fel de clavecin construit de el personal.